Bun găsit, o nouă ediție a emisiunii De ale Buzeanului. Este joi și l-avem în studioul nostru pe profesorul Valerian Țuclea, analistul permanent de la Campus TV. Mă uitam iar după lupă. Aveți lupa, domn profesor, bine ați revenit. Bună seara dumneavoastră și privitorilor noștri. Și mă bucur că avem posibilitatea, Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să mai facem o emisiune în această perioadă de mare criză în România. Domnul Țuclea, încercăm să ne detașăm de energii negative. Cât de pixelul albastru. Da, cât ce de... Mamă, dar ce pixel albastru a fost astăzi la prefectură, nici nu vă imaginați. Da. Chiar, ia să începem cu asta, cu prefectura. Înțeleg că astăzi la prefectură, știți că noi tot vorbeam, domne, nu mai vine prefectul, s-a pierdut pe drum, nu mai vine subprefectul, celălalt subprefect. În sensul că acum vreo 3 săptămâni, doamna Marieta Boloș, șefa de la PNL, șefa femeilor. Femeilor de la PNL, a fost numită subprefect. Și a spart până, gheața. Până ieri, da, știți cum e aia? Ladies first. Da. Chiar așa a fost. Ladies first. A fost doamna Boloș și care a fost șeful vreo 3 săptămâni până ieri. Până ieri. Până când s-a dat hotărârea până de guvern. Până ieri cu hotărârea și astăzi, până astăzi, clar, fizic. Adică asta e, nu, e așa. Și, domne, nu mai venea numirea pentru domnul Horban, deși și ăștia de la Buzău au zis, bă, aprobăm, cum să nu-l punem noi pe domnul fost primar de la România. Hai, Bucureștiul, ia zi. Cum să nu? Cat. Ce s-a întâmplat? Tranzistorul. Primarul. Preotul. Unde e? S-a pierdut. Nu știu cine n-a mai vrut. S-au întâmplat niște fricțiuni între timp așa, au zis liderii de la Buzău că nu e frumos. Băi, să ne dați și nouă explicații, adică noi ne așteptam, adică ce facem noi aici? Corect. Așa. Între timp, pac, apare Silviu Iordache. Tânăr om de afaceri, nominalizarea plus. Aprobat. După prima tentativă, ieșuat. Într-un motiv absolut aberant, dar mă rog, respinsă prima tentativă. Și tot rău spre bine. Ce a fost numit imediat? Nu. S-au mai făcut analize. Analize. La sânge. Ana și cu Liza. Analize de sânge sau la sânge? Da. La sânge. Așa, analize la sânge. Așa. Și bine m-a venit ziua asta. Domnul Țuclea, are rost să mai vorbim? Dom'le, este... Eu m-am plictisit de subiectul ăsta. Este o păi investire... Deja am vorbit mai mult decât trebuia să vorbim. Este o investire la nivelul județului Buzău. Avem prefect, avem cei doi subprefecți. Domnul Holban a ajuns subprefect, un om cu expertiză în administrație, după 2 mandate de primar la municipiul Mic Sărat. Un municipiu deloc ușor, atât ca administrație, cât și ca virgulă, componentă socială. Dar nu trebuie să ne mire domnul Mihai, pentru că noi în... Da, vi se pare că m-am mirat? Nu. Domnul Silviu Iordache, așa cum spuneam și în emisiunea trecută, un tânăr întreprinzător, un om de succes în afacerile buzoiene, un manager bun, sper ca expertiza managerială, și trebuie să-i dăm un cec în alb și să-l așteptăm am pregătit să, cecul în alb aici. Să, un cec în alb administrativ, astfel încât dumnealui să implementeze în instituția prefectului expertiza managerială pe care o are din mediul de afaceri. Da. Bineînțeles, o să se deprindă și cu partea administrativă, că mediul de afaceri nu este egal administrație, iată dar... Iată domnul nou prefect. Dar sper ca dumnealui un tip perspicace să prindă repede... Nu se zice perspicac? Nu, perspicace nu. Să prindă repede... A, uite-l pe, uite-l pe domnul de pe bancheta din spate! Da. Domnul, nu-i domnul ministru Bode? Ba da. Domnul, știți cu bancheta din spate, nu? Că dormea săracul când se pe pistul lui a intrat pe contrasens pe Valea Prahovei. Ce să vă spun, am și un istoric al prefecților județului Buzău, dacă vă interesează. Noi avem prefecții la Buzău din 1859. Toamna. Până în 1948. Știți câți prefecți a fost la Buzău în această perioadă? 1859-1948. Câți prefecți? Da. Și dacă ghicesc ce... Hai să vedem. Uite că încep cu ăștia de acum.
Nu. Poți decembrie, stai așa să mă gândesc. Am spus 1859-1948, că din 1949 regimul comunist a desființat instituția prefectului, prefectura și a numit primii secretari. Da, da. 43... 1859-1948. 43 de prefecți? 100 de prefecți. Deci exact 100 de prefecți am avut în această perioadă. Adică domnul Silviu Ordache, întreabă cineva cine e prefect mai exact, vă dați seama că noi nu suntem deloc. Deci domnul Silviu Ordache este al 20-lea prefect. Cât? Al 20-lea prefect post-revoluționar, din 1990 până în 1990. Și al 100-lea per total? Nu, al 120-lea. Bun. Deci domnul... Mai puțin perioada comunistă. Încă o dată, noi vorbim de vreo 7 minute și uite, debusălăm pe telespectator, că n-au înțeles cine e până la urmă prefect. Domnul Silviu Iordache este al 120-lea prefect al județului Buzău. Bun. Ca de obicei sunteți foarte documentat, domnul Țuclea, dar eu am înțeles altceva din imaginile de aici, că totuși... nu a fost chiar așa o realitate... cu ceremonia asta. Mie mi-au zis colegii că... Azi de 1 aprilie a fost o păcăleală, nu? Nu, domne, stați așa. Probabil, dar înțeleg că nu s-a stat cu mâna pe... Nu? A depus jurământul și a stat cu mâna pe Biblie. La un moment dat... Deci a fost o să vedeți oricum. Și asta, la un moment dat i-am mânat-o domnului Holban. Ce i-am mânat-o? Biblia. Am înțeles. O să vedeți la jurnalul de la 19:30 faza asta, pentru că povestit așa n-are niciun farmec. La un moment dat, când a depus jurământul, a început să depună jurământul, de fapt, fostul primar Viorel Horban, pentru calitate de subprefect, era o doamnă pe acolo, prin videoconferință, o doamnă de la domnul Bode, asta, după bancheta din spate, da. Așa, ministrul de pe bancheta din spate, și care l-a întrerupt din jurământ și a zis: vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Și partea a doua era că de fapt domnul Horban a zis: dar sunt în picioare. Nu, toată lumea în picioare. Deci toată lumea în picioare când se depune un jurământ. Protocolul... Ia ziceți, așa e, protocolul. Așa spune că... Din respect pentru cel care depune jurământul, așa este bine să se ridice tot auditoriu, da. Dar la depunerea jurământului de către actualul prefect, de către domnul Iordache, nu s-a ridicat toată lumea în picioare. O bune? Da. Așa că... Asta e discriminare deja. Eu doamna, zic să... Deci nu e valabilă. Doamna s-a sesizat dar nu e târziu. Vedeți, nu e valabilă ceremonia, dar nu e valabilă pentru cine? Adică pentru cine trebuie să se repete? Nu. Pentru domnul prefect? Nu se repetă. Dacă nu s-au ridicat, a fost o scăpare. Stați, domnule, dacă procedura nu e respectată, nu e de drept anulată? Nu e, nu. Nu? Nu, nu sub nicio formă. În ce condiții trebuia să fie anulat? Dacă pica guvernul, nu? Sigur. dacă pică până guvernul, depunea jurământul... Auzi, da, pică guvernul. Să schimbă prefectul. Deci dacă în aproape 90 de ani am avut 100 de prefecți, păi haideți să ne uităm, dacă vă dau niște cifre, să vedeți că într-un an de zile și în 1863 au fost doi prefecți la Buzău. În iunie 1863 a fost Gorovei și în iulie a fost Coțescu. Ce Coțescu? Deci, băiat bun. Vă dați seama, după două luni și ceva, după două luni de zile. Da, ziceți-mi, domnul Țuclea, acum trebuie să schimbăm oarecum tonul și pentru că nu vorbim de lucruri așa, nu putem să facem haz de necaz, dar... Știți că prefectura Buzău este instituția care a avut cei mai mulți șefi în cătușe din țară? Da, trei, din păcate, păcate au fost prefecți care au avut de-a face cu actul de justiție și au fost și condamnați cu executare, din păcate. Dar lucrul ăsta s-a întâmplat tot din cauza politicului, tot din cauza prelungirilor politicului în administrația județeană și în conducerea instituției prefectului. Sper ca domnul Iordache să își vadă de treabă, să vadă doar de administrație și să se țină de ceea ce a promis în declarațiile făcute astăzi. Ce a promis? Adică se va ocupa
de către... deci, vă dau cu ghilimele. Sunt o figură nouă în politica buzoiană și aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre mine. Sunt hașdean și absolvent al Facultății de Relații Economice Internaționale, la ASE, iar cariera mea am construit-o în antreprenoriat. Am lucrat în telecomunicații și recent în zona de energie regenerabilă. Sunt tată a doi copii, sunt căsătorit și am acceptat această provocare de a fi prefect al județului Buzău pentru că îmi doresc ca ai mei copii să crească într-o comunitate mai bună decât cea în care am crescut eu. Voi face tot posibilul să dezvolt comunitatea buzoiană, a precizat noul prefect. Ca direcții pe care le-am în calitate de prefect al județului Buzău, aș începe cu accelerarea procesului de vaccinare, foarte bine, și ne dorim ca în deconcentrate să organizăm concursuri corecte pentru ca acolo să, ajungă cei mai competenți oameni, fără datorii la partidele politice. Extraordinar! E, aici am un amendament, mai mult decât un amendament. Extraordinar. Aici chiar a dat-o de gard. Cum a sunat asta? A dat-o de gard. Cum a sunat? Ca o bălărie. Ca direcții personale, mai am probleme de mediu, pentru că județul Buzău s-a transformat în ultimii ani într-o groapă de gunoi, a spus prefectul Silviu Iordache. Și asta e adevărat? Dar, domnul Soclea, cum e asta cu deconcentratele? Deci, încercați să o traduceți. Ce să înțeleg? Înțeleg că vrea să aplice bancul ăla cu brelocul. Așa, ia ziceți. Știți bancul cu brelocul? Da. Dă brelocul. Da. Deci vrea să schimbe probabil... Dumnezeu să-l ierte pe domnul doctor Ion Vasile. Da, Dumnezeu să-l ierte pe domnul doctor Ion Vasile, care avea această zicere când se schimba guvernarea și venea la guvernare, spunea, Valerii, că știi bancul cu brelocul? Nu știu, domnul prefect. Dă brelocul. Da. Bun, deci probabil că are temă să schimbe directorii de deconcentrate, bineînțeles... Și concursuri corecte. Extraordinar. Păi dacă dumnealui este pus politic, dacă era politic, aș fi zis că... Da, e mai bine așa? Dar stați așa că să organizezi concurs trebuie să... Nu, domnule, e foarte simplu. Se modifică legislația. Da. Eu ca director am dat în 13 ani de zile, am dat de 9 ori concurs. Așa că cum venea cineva la guvernare, schimba, apărea ordonanța 37, ordonanța 47, ordonanța 51. Nu să înțeleagă că ați dat de 9 ori concurs ca să ieșiți director, da? De 2 ori ca să rămân director. Așa. De fiecare dată inventau câte o lege ca să te poată îndepărta. Nu e greu. Cine trebuie, sau cum? Nu e greu. În momentul în care se modifică legislația, automat posturile vor fi scoase la concurs și va lua cine trebuie. Da. A zis de cec ori în alb, da? Da. Deci, cec în alb, prefect. Cec în alb, subprefect. Corect. Da? Le punem deoparte? Da. Da? Le păstrați dumneavoastră. Le păstrez și le analizăm cu lupa peste 3 luni de zile. Ca de obicei, așa facem. Da. Nu intrăm în detalii. Nu. Nu intrăm în detalii că nu avem timp. Schimbăm subiectul? Vă rog. Schimbăm subiectul. Ministrul de pe banca din spate. Da. Vă place România, domnul Țuclă? Bineînțeles. Nu e așa că e savuroasă? România și României. România nu poate exista fără României. Cum să nu-ți placă, domnule, România? Uite, pe DN10 la Seriu, ați aflat asta, domnul Țuclă? Da. Știți că au fost probleme? Da. Dar n-ați aflat ceva? Ce să aflu? Că... Ce-am aflat? Haideți să vă spun un lucru pozitiv. Tot i-am certat și pe domnul Avramescu și tot i-am certat. Deci, eu cred că i-am mângâiat totuși. Așa. Trebuie să spunem și lucrurilor pozitive, să le spunem pe nume. Am văzut într-o scriere, într-un ziar, cu un articol plătit. Dar n-are importanță. Domnul Țuclea, aici am un amendament. Aveți dovezi? Da, domnule, e pe site, e un articol în care se scrie acolo, plătit de PNL Buzău. A, vorbiți de... Am crezut că ziceți de Nu, plătit da, ca așa. Publicitate, ca element. Și în care zice? Ne spune că a făcut toate demersurile, ca DN10 să intre în reabilitare totală, cu 5 milioane de lei de roni. Ce a făcut? A făcut demersurile la... Nu, cu 5, cu cât? Cu 5 milioane de lei să termine podul Giurcă, viaductul ăla. Așa. Și să stopeze căderea pietrelor cu pe versantul... Cu 5 milioane de lei? Da, un milion de euro. Haideți, domnul Țucă. Domnule, așa spune dumnealui acolo. E foarte important că e un prim pas în a accelera
repunerea în funcțiune a drumului național numărul 10. Ceea ce nu știți, domnul Țuclea, este că azi dimineață... stați așa încă o dată. Cum 5 milioane de lei, domnul Țuclea? Cum poți să faci treburile astea cu doar 5 milioane de lei? Adică cine lucrează? Ce firmă lucrează? Domnule, podul acela, viaductul, este jumătate terminat. Așa. Mai are nevoie de o finanțare ca să termine acel pod pentru care este restricția de tonaj. Da. Și versantul ăsta care a căzut trebuie oprit cu plasă să nu mai cadă pietre. Domnule, azi dimineață, și avem imagine în exclusivitate, doamne și domnule, autoutilajele acestea despre care spune acum cu proiectul, da? A zis dumneavoastră, da? Să știți că domnul Avramescu s-a ținut de cuvânt. Păi asta vă spun. Au apărut azi dimineața autoutilajele și consolidează versanții. Atât de repede s-au mișcat. Se vede că sunt la putere, să știți. Că domnule, ăsta e un lucru pozitiv. Urmăriți exclusivitatea. Iată imagini de la fața locului. Sunt în direct astea, Lucică? Acum două ore. Am înțeles. Deci sunt proaspete. Păcat că la televizor nu poți să simți mirosul proaspăt. Fresh. Și nu Mario Fresh. Ziceți, domnul Țuclea, aveți ceva comentarii? Vedeți, așa se face, domne, treaba. Deci, domnule, oamenii serioși spus, care spun ceva... Noi am spus de data trecută că așteptăm implicare directă, adică să meargă la șeful Agenției de Administrare a Drumurilor care, și să vină cu o soluție clară. Domnule, am vorbit și se întâmplă asta. Dovadă că se întâmplă. Deci, felicitări! Domnul Țuclea, încă o dată, ăsta este un exemplu. Felicitări! Deci, azi a zis, mâine s-a întâmplat. Băi, deci... Doamne ajută, sper să se întâmple frumos, și cu alte lucruri. Ce frumos, dacă ar fi lucruri, așa toți... Și cu alte lucruri. Care să zică, m-am implicat, am făcut demersuri, am făcut interpelări și peste câteva zile să simt și rezultatul. Uitați-vă, domnule, la imaginile astea, da, lucrările le știu. Sunt utilajele alea. Bine, acum văd că... Cine l-a filmat pe astea? Sorin sau domn comisar? Era pe motocicletă, văd. Ne-am luat motocicletă aici la redacție? Superb! Uitați-vă, domnule, utilajele pe stânga și pe... Domnule, despre ce vorbim, domnul Țuclea? Asta este țara pe care noi ne-o dorim. Ca să nu mai zicem că, domnule, vrem o țară ca afară. Uite, bă, aici, pe la Siriu. Să mișcă treburile, domnul Țuclea. Of. Știți ce se mai întâmplă în țara asta, domnul Țuclea? Ce mai avem aici? Bun, asta o să vorbim la final. Dar între timp, cât mai avem? Nu mai avem timp. Nu mai avem timp că pentru domnul Dancă, vai de mine. Domnul Țuclea, dumneavoastră nici nu vă imaginați, nici telespectatorii. Domnule, există oameni de onoare în țara asta totuși. Știu. Există oameni onorabili care, chiar dacă au lăsat impresia inițial că sunt mitomani, domnule, bă, te surprind oamenii, adică, pac, și stai, rămâi gura căscată la propriu. Wow, am greșit să cred eu despre acești oameni așa ceva. Dar până la pauza de publicitate, domnul Țuclea, v-aș întreba ceva. Pot să vă întreb? Sigur. Așa, stil Deniz Rifai? Domnul Țuclea, aș vrea să știu ce ați gătit aseară? Ce am gătit aseară? Da. Deci ați gătit? Sigur, ați gătit? Sigur. Eu să ne dați și nouă rețeta. Bucătăresc o mâncărică de praz, pentru că noi ținem post în casă, tot postul. Așa. Bine, nu e o laudă, nu o luați ca pe o dată. Mâncare de post, o mâncărică de praz și o ciorbă, un borș de praz. Țineți post? Da. Ce drăguț, frumos. Dar de ce nu vă duceți la șef la cuțite? Știu că gătiți bine. Cred că aș face față, dar nu reprezintă o preocupare. Și dacă v-ați duce la șef la cuțite, în ce echipă ați dori să faceți parte? Nu este o preocupare a mea, e doar acasă. Uh-huh. Dar pe domnul, de exemplu, domnul primar l-ați vedea la șef la cuțite? Care primar? Nu știți, noi suntem în Buzău. Primarul municipiului Buzău? Așa. Nu știu. Nu, dar pe domnul Neagu l-ați vedea? Nu. Da, cred că pe domnul Neagu, da. Cred că mai a plecat către treaba asta, domnul Neagu. Da. Dar pe doamna Șoșoacă ați vedea-o? Doamna Șoșoacă, nu știu dacă când a gătit și cum a gătit. Dar zice că bine gătești. Nu știu. Am înțeles că doamna Șoșoacă... Nu cred că are timp. Vine duminică la Buzău. Dom'le...
Dacă va veni la Buzău... Se pune de un protez din ăsta. Ad hoc. Nu prea e ad hoc din moment ce știm de vreo două zile. S-a anunțat. Dar va fi o surpriză așa. Da, nu e nicio surpriză. Mă rog, o surpriză anunțată. Își construiește pas cu pas... Da. Asta cu pas cu pas era este altcineva. Este unui clasic în viață. Da, partea întâi și partea a doua. Da. Doamna Șușoacă aleargă după imagine, aleargă după șușoace. După pauza de publicitate, domnul Țuclea, o să rămâneți cu gura căscată, așa cum am rămas eu cu gura căscată. Voi fi nevoie să... Da, sper să nu fie o păcăleală de 1 aprilie, doamna Șușoacă. Nu, deci voi fi... Șușoacă nu este. A, nu? Nu. A se nota că nu este. Deci chiar nu e. Dacă se va răzgândi între tipi, e problema dânsei, dar noi așteptăm cu drag. Mă rog, noi. Vorba vine. După pauza de publicitate o să fiu nevoit așa vreo 3-4 minute în continuu să iau Filip Ciartola pe care îl vedeți acolo și să scriu la tablă. Domnul Dancă, mii de scuze. Domnul Dancă, mii de scuze. Domnul Dancă, mii de scuze. Știți că l-am criticat aici și... A fost cam așa, nu prea a fost ok din partea noastră. Revenim după pauza de publicitate cu multe alte subiecte. Revenim imediat.